Salutare din nou! Am să vă arăt acum cum se face polenizarea la roșii. Toată lumea cred că știe că trebuie să vină o albină sau un bondar de preferat, da? Care să umble prin floare ca să scuture polenul. Da? În cauza vibrațiilor respective se scutură polenul și se polenizează, da, ajungând ca tot clusterul respectiv, deci grupul de flori să fie polenizat și să nu avem avurtoni, da, de aici, de undeva pică jos. În fine. Bun, pentru cei care n-au bondari, prin seră sau prin solar, există altă soluție, da? Am văzut chimic, da, am văzut cu periuța de dinți, asta e, mi se pare că deja și lui. Polenizată, da? Se vede deja, ok, începe să se formeze. Cu periuța de dinți electrică, da? Se pune aici undeva, vibrează scurt. Deci, nu știu câte sunt aici, 18, 19, 20 de roșii. Da? Aia însemna în fiecare dimineață să vin, să pun pe cotorul respectiv periuța, să vibrez sau făceam cu mâna, așa. Da? Tot timpul, așa, iasă de mona care e cât de cât polenizată. A, asta. Uite. Aici se vede ce înseamnă să fie polenizate. Deci deja astea sunt toate formate, mari. Mai sunt la capăt 4, care urmează să formeze și ele. Bun. Dintr-o greșeală de fabricație sau eu știu ce, am observat că robinetul meu de la capăt ăsta e stricat. Probabil talpa care calcă, valva respectivă, e un pic, are un pic de joc și la un anumit debit de apă, da, uitați ce se întâmplă. Da. Nu știu dacă se vede pe filmare. Ba, se vede. Uite așa, polenizez eu roșii din robinet. Probabil că o să mai și reglez vibrația. Ia să vedem. Oh, mai tare încă. Ce spuneți de sistemul meu super automatizat de polenizare pe coloană? Probabil că am să-l patentez ca să nu folosească cei din sud. Da? Că ei săracii se trezesc în fiecare dimineață cu sticla de nu știu cum îi zice la substanța aia, stimulant sau așa ceva, să dea în fiecare floare. Eu dacă mă trezesc dimineața și umblu la un robinet, le stimulez pe toate. Da. Până data viitoare.